Nu prea mă interesează. Nu, 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 Și cum nu stați mâine? Iată că nu stați, revin. A, revin. Ia zâmbiți frumos, cum știți dumneavoastră să zâmbiți așa. Hei, ia uite la mine, ia zâmbești, bravo, ești artistă. Aflăm și normal o devenire. Foarte greu. Domnul Tiron, ia luați sâmbetul ăla al dumneavoastră frumos, care, cu care ați cucerit atâtea premii. Iar eu v-am publicat în Ziarul de Vaslui și de Iași și de Bacău, Meridianu. Și când ați luat premiul la Vaslui? Eu sunt epigramista mai tine. Aici ești ștergător. Aici? Nu e așa. Acum? Ce vrei să ștergi? Hai de ștergi. Asta. Asta de ce? Încă e ora, dar nu e. Ștergi. Nu e În ziarul luminal patriarhiei, da? În ziua când pe fericirea s-a împlinit o vârstă, articolul oficial a fost scris de dâns. Acum o săptămână sau două l-a evocat tot așa pe Părintele Galeriei. Adică, Avem și un imn. Deci, Cenacul Literal Nectarie are un imn de 3 ani de zile pe care unii dintre dumneavoastră poate l-ați mai auzit la cele două ediții anterioare. S-a ridicat din nou cortina, au dat cu drag toți umoriștii Iama, e zarvă mare în toată Bucovina. Începe festivalul de la Vama. Și parafrazându-l pe maestru Cornel Udrea, care l-am aici alături de mine, să dăm umorului și epigramei ce este a lor. Precum din laicul Amvon, a zâresului cu toți dăm Vama, să spunem clar, la unison, eternă este epigrama. Iată că această tabără de sfârșit de vară reunește elita umorului românesc și sunt sigur că toți cei rămași acasă se uită cu jind pe hartă la capitala umorului românesc.
românesc, mă repet, mutată pentru 3 zile la Vama în Bucovina. Bine ați venit, stimați oaspeți, doresc din toată inima să vă simțiți cât mai bine și mult mai bine decât acasă. Căci fiecare dintre noi știm traiul de acasă, iar până veți merge înapoi, petrecere frumoasă. Cuvântul colegului meu, președintele executiv a Cenaclui Nectarii. Cum îl cheamă? Se cheamă Sasu. Ioan Mugorea Sasu. Mailul meu l-ați văzut pe revistă și vă rog să țineți cont de existența acestei adrese de mail. Da. Revin la asta. În primul rând mă bucur că sunteți aici. Mă bucur că reușim să ne vedem și altfel decât sub formă de rânduri scrise sau de imagini postate de domnul Laurențiu pe Facebook. Aș vrea să vă sugerez, aș spune mai degrabă să vă rog, am pomenit de revistă. Care al anfitrioanei, doamna economist Aurelia Badale, care e factotumul acestei pensiuni. Vă spun bine ați venit din tot sufletul. Țin să remarc faptul că sunteți la cel mai înalt nivel de la toate 3 edițiile, în sensul că sunteți cu vreo aproape 100 de metri mai sus decât la Căminul Cultural, din punctul de vedere al altitudinii. Aici, în Corinalul. Urcă la etaj. Iar la Cabana Ionela veți mai urca în cele din urmă, astfel încât și din punct de vedere al altitudinii, umorul să fie la... Dragi colegi, stimați invitați și admirabili prieteni ai umorului românesc în general și ai epigramei în special. Vă mulțumesc pentru această participare cu adevărat reprezentativă. Este un miracol ce se întâmplă acum aici, într-o localitate atât de frumoasă, adevărată gură de rai, picior de plai, să vedem toată floarea umorului românesc adunată aici, sub comanda unui om extraordinar, inimos, doctor l-a aflat între intelectuali care încearcă să se adapteze și de mult îl ajut, dar încă nu se prinde cum trebuie treaba asta de el. A stat pe multe plajă și soarele l-a lovit în puținătatea aceea mare de la cop. Celebel, da? La cop. Nu la cop, ce să mai cop? Poieți și scriitori deosebiți. Am scris într-o ordine aleatorie și scurt voi fi. Domnul director Dan Noboș de la Biblioteca Gheorghe Asache, poieții deosebiți, în afară de Emilian Marcu, Valentin Talpalaro, scriitorul Valeriu Stancu, uit pe cineva, să fiu scuzat, epigramiști deosebiți, Mihai Havas, Vasile Vajoga, Nicolae Stancu, Vala Andreescu, etc., etc. Aș continua, deci voi fi scurt, aș continua introducerea pe care a făcut-o domnul Sorin Cotman. Mai mult e soț decât bărbat. Reversul, Tiron. Femeile nu recunosc că ar mai vrea, iertați-mi constatarea indecentă, dar toate își doresc de s-ar putea un soț cu vara vieții permanentă. Doamna Elis Râpeanu, adaos la proverb. Azi citește în orice tom un proverb uitrit. Nu departe de moderatorul nostru este Târgul de Fete pe Muntele Găina. La Târgul de Fete, după divorț, Elenei Udrea gospodina, eu nu-i aduc niciun reproș, că sus pe Muntele Găina și-a căutat... Dragonescu se vrea președinte.
pe domnul Dan, un om cu minte, eu îl respect în toate țările. Nu mai văd, domn. Iar de o să ajungă președinte, i-a duc enodiile mele. Hohondru, lui Sorin Pavel. E un individ ce nu se abține să se exprime în felul său. Chiar și atunci când este bine, el mărâie că este rău. Și una puțin așa, politica. Politica de azi e prada vânată de prea mulți săraca. Bărbații o cuceresc cu spada, femeile o supun cu teaca. Știam eu că nu e dat meu. Și-am zis, pentru martiri e tare trapă spre cer. Băsesc cu Ponta Crin să ia exemplu de la papă, iar țara de la asasin. Spre țara de sus, cu pălduri de smarald și codri cu armuri de aramă, cuvântul din cronici, arhaic și cald... Să de experiență, chemă la bărloc de urgență Vulpoiul sub șef, care o sapă și gâsca școlită prin apă. Cu aceștia discuții pornește, dar ei rămân mulți ca pești. N-am semnal. În drum spre mare, ne-am oprit la Mergilia să ne vizităm amicii, până ce-a parcat soția, trei cu berea, trei cuvinte, de cruce, de biserică, de mamă. Pastoral, Nea Gheorghe și vecinul său Ilie se ceartă pe pământ de veșnicie și presupun că așa s-a demonstrat că veșnicia s-a... Dar răul, greu de anul timpuri, ne ocrotește ca un vasnic. Comori ascunse are în pântec și flori ca niște nestemale. Legendea noastră. Lor le-a oferit o floare, mie mi-a luat carnetul. La vama, am dat de una prea frumoasă, deși nu sunt un norocos. A fost destul de generoasă și prețul bun, dar ce fără? Femei africane. Și am adresat următoare epigramă. Dictează Aurel să ne ațâțe negrese cu fenomenale țâțe. Dar nu mai poate face Aurel la anii lui un negru. Și discavere. Cine? Discavere. Am aflat de prin istorii și din viața cea fățișă, rusul chiar și când se pișă, își marchează teritoriul. Ca oricine patron cinstit, când mi-a venit, trăiam în cramă, în prag i-am zis un bun venit și în gândul meu ceva de mamă. Era pentru domnul primar. Ca primar, e un tip obscurt și te ajută peste poate. Deci pui prețul doar în cor, sau mă rog, mai și în spate. Domnului Cotlarciuc, care a prins din zbor o poantă din umorul românesc și vrea să dea târcoale pe la poale. Nu văd cum vei proceda matale, chiar de împrăștii darnic mii de roni. Cum să dai târcoale pe la poale când femeia poartă pantaloni? Formula mea se numește soațele. Mi-am permis să fiu puțin feministă. Beregata mea este aici. Cine dorește, după. La un bar pe strada mare stau de vorbă doi amici. Leul plin de înfumurare și un bou din cei voinici. Beau o țuică, încă una, vremea trece cu povești, sus pe cer apare... Un pahar de afinată tradițională și un pahar de vin de la Cramele Copou. O să încerc să citesc, nu să recit, de recitat, recită actorul Constantin Tiron. Eu o să citesc un sonet. Mai zic eu de actualitate în urma evenimentelor din Ucraina. Se intitulează Bucovina răstignită. Vrăjmașul, iată-ți, este împotrivă. De două veacuri te-a crucificat.
negând latinul tău certificat, îți fură vinul, grâul de colivă. În trupul tău sărman... Pe care îl coordonăm împreună cu domnul director și voi, care este în sala aici, domnul director Mina, și vă invităm să vă înscrieți, atâta tot. Pe www.romeojulieta la Mina. Da, 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 da. La spate, ministrii. Păi te dă aspectii la noi de seară, vezi? Stai acolo. Avem divizia printre noi. O vin televiziunile, da. Ori se filmează, fotografiază, răfiel taș. Dar noi ne-am autosesizat, de fapt. Dar rugați-vă să spună vreun comis. A, da? De aici se fac pozele bune. Vă rog frumos, hai vă sigur. Să mai scriu numele la cei care știu. Da, da, da. Las că te spunem. Dar puteți spune la cine vreți că merită să iau o bătaie. Da, da, da. Sticle și alte... Puteți să zâmbiți, domnule. Așa. Spre asta era vorba, să vă filmez. O bucata spălată. Asta la dumneavoastră, asta e prima ediție. Vă rog să ședeți. Domnul George Corbo, președintele Uniunii Scriitorilor Republicaniști. Și domnul Cornel Udrea, care va avea un merit și o prestație în continuare în ceea ce privește desfășurarea activității de astăzi. Festivalul, după cum bine știți, este la a treia ediție. Eu am pretenția să mă acceptați și la a 30-a. Cred că primiți alături de dumneavoastră în aceste momente unice, deoarece programul este inflexibil și a trebuit să fie la Brașov. Vă urează bun venit, se bucură că ați ales pentru a treia oară ca locație să se desfășoare festivalul acesta în comuna noastră. Vă urează bine. Celor care nu sunt la Avram cu mine, să rămână doamnelor, ziua domnilor și celor care sunt aici de Bucovina, să urez din tot sufletul să aibă grijă de oaspeții care astăzi și două trețele de cât sunt în zona noastră, să se simtă cât mai bine. Ca și aseară, dar de data asta mult mai scurt, foarte scurt, vreau să-mi exprim mulțumirea în fața oficialităților de aici, a primăriei, în primul rând, și a cenacului Nectarie, unul din cele 25 de entități, una din cele 25 de entități care compun Uniunea Epigramiștilor din România. Este o adunare reprezentativă a umoriștilor români, și prin aceasta, dar și până acum, dar în special prin aceasta și de astăzi înainte, cred că cenacul de aici și-a câștigat un merit esențial în organizarea unei asemenea manifestări de gen, care presupune un efort extraordinar organizatoric și nu numai. Într-adevăr, turismul cultural îmbinat cu cel profesional, pentru că deplasările noastre aici au și aspect de turism, să zicem, dar, repet, într-o cauză foarte, foarte înaltă, noi slujim o artă
suntem scriitori, cum se spune pe afiș, scriitori umoriști, scriitori epigramici și ne bucurăm că într-o localitate, chiar tare, vă spun acum, oraș. Bună ziua, dragii mei, am permis să vă spun așa, că toți îmi sunteți dragi, și dacă și viceversa, bine că ne revedem. Și dragi, nu? Da, am spus la general, dar în mod deosebit, dragile mele. Dar vreau să fii valabilă și viceversa pe data asta. Încă cât suntem în viață. Așa. Spunea domnul Sasco, jurizarea regabilului s-a rezumat la o aritmetică, în sensul că dânsul a adunat mediile fără o altă intervenție și fără altă modificare. Mă bucur că sunt tovarăși pe cordialul rău. Este un lucru normal în zilele noastre. Și cine nu e plagiat, nu accepte. În altă ordine de idei, ceea ce spunea domnul, vă spun că sunt cel mai important scriitor. Unii deja s-au gândit că sunt cel mai important scriitor în viața de acum. Pentru că omul vă dușmani trebuie să intre foarte tare la părția. Înseamnă că nu interesează, înseamnă că nu contează în microfon. Existență. Astăzi la Radio Iași, în interviu cu titlul de onoare, acordată prelegiul cele de trei ediții a Festivalului Moartea de Frontieră în seara de sus. Vă trimite prin post. Să-i dați timbre. Consiliul local Vama să fie mult mai aproape de domeniile voastre. Foarte aproape. Și mulțumim dumneavoastră care suntem cu noi și mai ales domnului senator Dăreanu. Bun venit la Vama! Deci, părinte de onoare, domnului senator Dăreanu. Sunt foarte la personalitățile politice la manifestările culturale. Domnul Romerea, Dăreanu este o excepție. Eu vă mulțumesc, dar vă reușesc să vă au planul să mai bine la acțiunea noastră. Atât i-ați luat în balon, că nu mai știu ce se facă. Și încă nu. Încă nu-i nimic. Vă urez să vă ședere mai bine aici, mai stați și distrație. O diplomă de onoare oferim domnului președinte a Consiliului Județean Suceava, Cătălin Nechifur, care este la altă acțiune și nu la de asemenea domnului președinte. Păi cine îl pupă? Așa? Hai, v-așa zic, hai! S-o filmat, s-a filmat. Asociația de Turism Vama Bucovina, doamna Aurelia Badale sau Vasile Ursache. Eu transmit eu ca să o puc. De ce sunt Vasile? Muzeul Oului Vama. Se aude, se aude. Neconvingător. S-a mai văzut cazul. Neconvingător. Domnul Gheorghe Olaș. S-o pup. Bine, am așa. Ar trebui spus câteva cuvinte la referitor la persoana domnului Nușfărean. Lumea, stați un pic, că nu...
Urmează cu patru. Domnul moderator, domnul Corneluța, prezentați, aseară a fost la masă și nu, ca să știm, eu cel puțin vă cunosc. Este ei, nu, la. Așa, căreia, cu ocazia împlinirii vârstei de 75 de ani, pentru că nu-i ține în secret, îi oferim și această plachetă omagială. Bravo! Chiar vă rog. Personal privit-o peste umăr, întoarsă spre trecut la orice pas și anii ce s-au spus eu nu-i mai număr, i-aș neglija pe cei ce mi-au rămas. Am fost și frunză în vânt, dar și vioară. Și această aniversare. Mulțumesc, extraordinar. Vreau doar atât să vă spun că senectutea este un dar pe care Dumnezeu nu-l dă tuturor. Eu sunt una dintre fericite și mai sunt încă o dată fericită că pot fi aniversată de asemenea personalități și de asemenea oameni. Vă mulțumesc și bun sosit la vama. Vă mulțumesc! Mențiunea că trei lucruri mă enervează la ea, tot ce zice, tot ce face. Vezi că vine ca mancat la aerobic. Nu, am stat cu minte în cabina, de la rup. Elevei Dașchievici Diana, locul 6, țară, la Olimpiada de limba franceză 2014. Cu turme de mioare, cu dealuri și păduri scăldate în soare, cu
oameni mândri și prieteni dragi. Aici e putna lui Ștefan cel Mare, locaș de închinăciune pentru magi și pentru cei ce își poartă în desaci averea pentru viața viitoare. Și tot aici e roșul de humor și voronețul nostru al tuturor, prieteni buni, aici mi-e rădăcina. De aceea vă invit că nu-s sihastru în țara mea de faci cu cer albastru. Hai, bateți palma pentru Bucovina. Dacă ai curajul să-l duc. Locul 3 la poezie umoristică, Petru Brumă din Constanța. Detașat la comitaj. Te-aș felicitări.